Mulți dintre semenii noștri au zâmbit pe sumustăți când l-au zărit prin 2008 pe proaspătul senator la acea vreme Adrian Țuțianu pe la diverse emisiuni de televiziune, unde era intervievat de niște fătuși tare curioase să afle cum este cu gelozia în cuplu. Ulterior, a făcut ceva progrese și a trecut la fertilizarea in vitro, după care, obișnuindu-se cu reflectoarele, a trecut și la alte subiecte mai grele. La fel ca tinerelul său șef suprem, Victor Ponta, n-a refuzat nicio invitație pe la televiziunile mogulilor și mogulașilor, mai ales că temele îi erau tare dragi. Nu trebuia decât să înjure pe Băsescu, Boc, Udrea și pe alți nepesediști. Escapadele sale prin studiouri l-au propulsat în cele din urmă în fruntea plutonului de potențial candidat pentru șefia administrației județene. Inclusiv, unicul șef al PSD-ului local a admis că notorietatea dobândită cu ajutorul televiziunilor a atârnat greu de partea lui Țuțianu. În schimb, n-a pomenit nimic stand de calitățile politice, profesionale sau umane ale aghiotantului său. Se vede treaba că și în politică și-au făcut loc așa numitele vedete de carton, gen Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Moculeasca și lista poate continua. Fiecare avem în rândul opiniei publice acel val de simpatie sau antipatie. Nu trebuie să ne supere. De ce m-ar supăra pe mine faptul că domnul Adrian Țuțuianu, în sondajul de opinie care s-a făcut pentru desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, electoratul l-a preferat pe domnia sa. A apărut mult mai des la televizor, a expus punctele de vedere ale partidului, a apărut mult mai des la televizor,